19. Skin color Dairy Queen. White pill, gin and tonic with some grenadine. Eyes open like you never seen a dance floor. Pumping like they shot it full of creatine, baby. Them bitties all trying to shake ass. Hit it, break glass. $20 food and no class. They getting bad. Sweating trying to get a glass of water. Cause they acting like they motherfucking Billy Ray. Daughter flat ass. Work team 2014. Baby, I ain't seen nothing up in your jeans. Get the fuck out. Prima oară am descoperit CrossFit-ul acum vreo 7 luni pe internet și de atunci m-am și apucat de el. La sportul ăsta m-a atras greutatea lui și complexitatea, deoarece sunt o persoană foarte competitivă și vreau să-mi depășesc tot timpul limitele. Din punctul meu de vedere, ca să te menții în formă, ai nevoie de minim 3 ori. Dar dacă vrei să faci sportul ăsta de performanță, ca orice alt sport de performanță, trebuie să te dedici mult mai mult. Obiectivul meu e să ajung să concurez în afară. Am descoperit CrossFit-ul în urmă cu un an, de pe internet. Am fost nerăbdătoare să se deschidă și la noi o astfel de sală. Și în luna septembrie anul trecut am început să practic acest sport. Exercițiul la care mă simt cel mai confortabil, în engleză se numește burpees, în română coreene, este un exercițiu de flotare cu o genoflexiune cu săritură. Iar exercițiul care mă încurcă cel mai tare și mi este cel mai dificil la ora actuală sunt tracțiunile. În weekend voi participa la al doilea concurs de CrossFit. Particip împreună cu doi colegi pe care îi cunosc de foarte mult timp. Am făcut și not împreună. I-am ales pentru că ei m-au ales pe mine să fac sportul acesta. Dacă ar fi să-mi trimit cea mai bună prietenă la sala de CrossFit, i-aș explica că niciodată greutățile nu te umflă. Întotdeauna te faci mai fit și mai frumoasă. Pentru mine este un antrenament care îmi permite ca într-o oră să obțin beneficii atât în forță cât și în anduranță și cardiovascular sub supervisiunea unui antrenor. Adică vin la oră, am parte de cineva cu experiență care mă duce prin încălzire, o parte de forță și îndemânare și la final un antrenament care este unic în fiecare zi. Aceste antrenamente puse cap coadă o să te ajute să fii mai activ și mai performant în orice altă mișcare care o faci în restul zilei tale. Cineva care vrea să obțină o formă bună, să fie în formă, ar trebui să vină de cel puțin 3 ori pe săptămână la CrossFit și să aibă și o alimentație sănătoasă. Acest weekend o să avem un concurs, o a treia ediție a unui concurs de tip CrossFit. O să fie în jur de 80 de persoane care o să participe, o să fie în echipe de câte 3, 2 băieți cu o fată. O să fie în total 5 probe, 3 cunoscute, 2 secrete și o să fie în complexul Diamond, în Parcul Tineretului. Pentru înscrieri, vă așteptăm pe pagina de Facebook Uzina CrossFit sau pe pagina evenimentului tot pe Facebook, este 1 mai Shakedown.